Trenulețul în care mă aflu numără din ce în ce mai puțin pasageri și asta din cauza că vremea rece și frigul de afară îi ține pe cei mici în casă, deși sunt încă în vacanță. Unii copii încurajați de părinți s-au echipat bine și au ieșit să facă o plimbare prin orășelul copiilor în ciuda temperaturilor scăzute. A cui a fost ideea să ieșiți în orășelul copiilor? Alu mamaie. Și îți place? Da. Ai să mai rămâi pe aici? Da. Chiar dacă e frig? Da. Cei mici recunosc că ies afară doar la insistențele părinților și că preferă să stea în fața calculatorului decât să iasă la o plimbare. A cui a fost ideea? Alu mama. Tu nu ai fi ieșit, ai fi preferat să stai în casă? Da, la calculator. Prietenii tăi? Prietenii mei acasă. Nu au vrut să iasă și? Nu, stăteau la calculator. E mai bine, nu? Da. Părinții spun că cei mici nu mai vor să iasă în parcurile de distracții sau să facă sport, alegând în schimb televizorul sau calculatorul. Știu, cred că și noi suntem de vină, să știți, că pentru că de prea mici le cumpărăm PlayStation-uri, calculatoare și sunt foarte mulți obezi, sunt foarte mulți statici, chiar și eu de la primăvară vreau să-mi dau băiețelul la not, să-l duc la not. Are foarte multă energie și trebuie să-și o consume și prefer calculatorul mai încolo, mai când o să meargă la școală. Au alte activități față de cele care le-am avut noi. Ar trebui să facă mai multe activități. Sunt prea mare, dar n-am stat chiar așa de mult la calculator, cum stau ei. Ar trebui să facă mai multă activitate, să iasă. Da, da, probabil că da. Să mai închiși noua copilărie. Nu, păcat. Credeți că ar trebui încurajat să facă mai multă activitate? Normal că ar trebui să iasă mai mult afară și se plimbe, să iasă în aer liber, că la calculator nu e bine. Una peste alta, orășelul copiilor din Constanța este mai mult gol în această perioadă. Drept dovadă stau și tarabele, multe dintre ele deja închise.